Am revenit, stimați telespectatori. Domnule profesor, să continuăm. De ce v-am întrebat de asemenea manieră mai contundent? Pentru că numai târziu de acum câteva săptămâni de zile, de la Ministerul Învățământului, doamna ministru a făcut o schimbare așa la cei care dădeau examen în clasa 8-a peste noapte, în timpul jocului. După care s-a răzgândit și a doua zi nu mai era, s-a schimbat modificarea. Parcă era un sistem așa de abordare, sistem ca zon intelectualist. Adică s-a schimbat modificarea. Da. Ceea ce este deranjant pentru cei care susțin examen, mai ales că erau niște copii în 15-16 ani care au fost total bulversați, nu atât ei cât părinții lor, nemai vorbind de oamenii care lucrau în sistem, profesorii din gimnazii, din licee, care nu știau, erau între ce can și nicovală, cum să lămurească pe ăștia mici că o să fie bine, că adică nu se poate așa peste noapte, pentru că dumneavoastră punctați foarte bine că trebuie să gândim rotund vis-a-vis de învățământul acesta. Și curicula poate fi schimbată la un moment dat la nivel european, nu? Nu stăm să ne cramponăm. Și legat și de ceea ce m-ați întrebat înainte de pauză, pentru că, vedeți, noi am făcut o schimbare de jos în sus în universitate, da? Adică n-aveam nicio funcție în universitate când discutam cu domnul rector de atunci, domnul Adrian Graur, și împărtășeam anumite lucruri. De asemenea, toți ceilalți care au venit în universitate, fie că sunt din țară sau cu studii și cu experiență mare în străinătate, vin și propun lucruri. Și, e o chestie bună, hai să discutăm, să vedem dacă o putem face. Deci, noi în România încă avem acea mentalitate a tătucului care vine să ne spună ce facem, dar bineînțeles că noi nu suntem de acord cu cine. Adică o așteptăm, dar nici după aia nu suntem de acord. Și atunci cred că doamna ministru s-a aflat în situația în care cineva, probabil un grup nu restrâns de oameni, i-au propus o anumită modificare ca fiind urgent. Dumnezeu a prezentat-o mai departe, după care s-a aflat în opoziție cu cealaltă parte care consideră că nu se poate face o astfel de modificare. Însă ambele abordări sunt greșite, din punctul meu de vedere acum, nu vorbesc în numele universității. Și să clarificăm acest lucru. Eu țin prelegeri, discut cu elevii, cu profesorii din preuniversitar, fie că e vorba de consfătuiri pe profil, matematică, informatică, fizică, fie că e vorba de vizitele pe care ei le fac în universitate și încerc să contribui la aceste workshop-uri. Deci, eu cred că, așa cum a spus dumneavoastră, e nevoie de IT și asta încerc să promovez. Dacă o să ne spună ministerul că este nevoie de IT și oamenii de jos nu înțeleg acel lucru, atunci se va face o schimbare formală, va fi prezentat așa cum a fost, că ai pus slide-uri PowerPoint și crezi că ai transformat educația. Nu. Ei, deci, ăsta este un punct. Da? În general, noi trebuie să găsim modelele de bună practică și să le generalizăm. Iar ministerul doar să asigure finanțarea acestui lucru. Nu să așteptăm noi să ne spună ministerul, ci, dar noi vedem care sunt modelele de bună practică aici. Vă dau un exemplu. Apropo de minister, discutam despre taberele pentru elevi, dar tabere făcute pe discipline, cum știam că se făceau, nu, cu mult timp înainte. Și mi s-a spus, nu mai există interes. Zic, cum ai, că eu am participat în vreo 10-15 astfel de tabere când eram elev și mi-a plăcut. Nu mai există interes. Ok, așa o fi. Și am organizat la Voroneț, împreună cu inspectoratul școlar, cu colegii inspectorat și cu o organizație neguvernamentală, o tabără de astronomie, astrofizică și fizică. Deci nici măcar nu e un domeniu informatic. Zici că vin. Deci în primul an 300 de elevi au participat, în al doilea an 500 de elevi. Deci nu avem locuri. Am ocupat toate pensiunile de acolo, din jur, care le puteam avea pentru a face față solicitărilor. Copiii plătind pentru această tabără. Dar ce le-am oferit? Păi le-am oferit așa. Absolvenți care sunt acum la Oxford, la Cambridge sau la Princeton au venit și au predat aceste lucruri. Coordonatorii lotului național au venit și au predat. Cei care îi vedeți cu numele pe marele culegeri, Mihail Sandu este unul din profesorii renumiți în domeniul fizic. De la Roma. Au venit, așa, și care... Inclusiv Tihon, dacă nu. Exact, exact, domnule. Deci, iată că, domnule, eu ce am zis, domnule, aduceți, domnule,
calitatea, așa cum o vedem, excelența, așa cum o vedem. Eu nu le dau diplome, nu sunt minister să-i apreciez, da? Dar oamenii au venit că au zis, băi, ok, vreau să ofer. Elevii au venit pentru că au văzut, băi, dar nu sunt mari oameni în domeniu. Da, poate n-am ocazia la școală, în mediul rural sau în jur, să beneficiez de cea mai înaltă expertiză. Dar timp de o săptămână ți-o ofer acolo. Și iată că ceea ce credea ministerul este total fals. Problema ministerului care era? Că el organiza tabere și o punea oamenii probabil în funcție de hai mai câștig un ban, mai trimite-l pe ăla. Nu făceau cu oamenii care reprezentau excelența în România și care făceau asta din pasiune și nu pentru bani sau pentru o diplomă. Și acest lucru am dus telescoape. Deci este o muncă care nu se poate face într-un cadru așa că îți dă cineva ordin. Da? Oamenii au venit 12 noaptea, 1 noapte, am făcut lucrurile astea din pasiune. Da? Ei, acest lucru trebuie să se întâmple și atunci n-am mai avea toate aceste probleme. În modul în care schimb lucrurile este prin exemplu pe care îl oferi și prin generalizarea acelui exemplu de bună practică. Iar a doua problemă majoră pe care o menționam este că la fiecare minister există consilii. Eu, poate fiind mai idealist așa, am participat la selecțiile pentru consiliile la național. Că a fost în educație, că a fost în cercetare, că a fost în statistică, am participat. În general, oamenii m-au selectat pe baza activității pe care am avut-o. Nu totdeauna, dar maxim. Și sunt în aceste consilii. Ce constat? Că ministerul, în loc să se bazeze pe acești experți pe care îi are și îi și plătește, eu am refuzat plata, dar alții sunt plătiți, nu e o problemă, am refuzat ca să nu spună că m-am dus acolo pentru bani, ci că vreau să fac bine, dar dacă este nevoie, oamenii sunt plătiți, da? Și, deci are aceste consilii și în loc să le folosească pentru a lua aceste măsuri, nu, se întâlnește așa într-un grup restrâns cu niște oameni, ia decizii care normal că nu răspund nevoilor din sistem. Și în această reformă perpetuă de 30 de ani, suntem pe baza unor decizii luate pe grup restrâns, cu studii făcute așa mai mult, să spunem, în grabă, în loc să te bazezi pe oamenii pe care ei selectat tu sau alții, că nu știu cine face selecția acolo, dar în general sunt experți pentru că pe ei îi expui public, știți? Aia care vorbești tu pot fi de amici diverse tăi, categorii. Dar vește, ai expus public la o selecție. Au fost discuții. Domnule, la vezi că a făcut. Și nu se vând ușor că au background-ul lor și se respect față de ei. Da, președintele Consiliului Național al Titlurilor Universitari, dacă o dare CNATCU, e condus de domnul președinte al Academiei. Da? Deci, vicepreședintele Academiei este al doilea. Suntem, iată, oameni cu, cred că, o experiență și o expertiză deosebită pentru România. Păi de ce să nu-i folosești? Că ei acolo. Da? Studenții dumneavoastră au această posibilitate ca în anul 2, dacă nu mă înșel, că așa se face la celelalte facultăți, să meargă în străinătate, să se specializeze acolo și să vadă lumea dintr-un alt punct de vedere. Avem un program Erasmus cu peste 300 de universități din întreaga lume și, cum să spun, partea bună este că dacă ne uităm în topurile internaționale, Universitatea din Suceava a crescut foarte mult în ultimii ani. Spre exemplu, în unul din cele trei topuri principale, QS, Eastern European and Central Asia Ranking, suntem pe locul 104, la egalitate cu Universitatea din Universități din Moscova, din Sankt Petersburg, din capitalele țărilor din Balcanii de Sud, spre exemplu, pe locul 10 în România. Deci de unde noi avem o finanțare cam pe locul 24, da? Deci, pe de o parte, iată că această colaborare internațională, ce s-a valorificat și prin atragerea de persoane din străinătate și prin trimiterea elevilor și profesorilor în universități de top din străinătate, a condus la îmbunătățirea, să spunem, imaginii universității pe plan internațional, împreună cu rezultatele pe care le-am obținut. Există în jur de 10% din studenți pot beneficia pe parcursul studiilor de o astfel de mobilitate, însă nu e
este chiar așa mare cererea pe cum v-ați aștepta. Să știți că noi am mai oferit de la universitate finanțări, dacă am vedea că există într-adevăr un interes mai mare, însă ceea ce mă preocupă pe mine cel puțin mai mult este partea de practică a studenților. Vedeți, noi avem în planul de învățământ oficial la nivel național 3 săptămâni de practică și din punctul meu de vedere această perioadă este insuficientă pentru ceea ce au nevoie studenții și iarăși fac o comparație cu sistemul american unde două veri, da, deci două luni și jumătate, ori doi înseamnă 5 luni, erau petrecute în firme pe parcursul celor 3 sau 4 ani de studiu. Și atunci trebuie să înțelegem că acea activitate practică din firme este esențială. Și preocuparea majoră acum pentru noi este să asigurăm experiența lor în cadrul acestor firme, extinzând cu ajutorul finanțării uneori din partea firmelor aceste stagii de practică de la 3 săptămâni, cât e oficial, la 2 luni. Și majoritatea celor care au participat în astfel de stagii de practică au constatat utilitatea lor și mulți au rămas angajați în cadrul firmelor respective. Deci, revenind, fie cu ajutorul firmelor, avem de asemenea proiecte europene care susțin aceste stagii de practică. Sunt implicate, cred că vreo 600 de persoane în aceste proiecte, pe lângă alte 4-500 pe care le avem în legătură cu firmele direct. Da? Deci, atât, 1000 de persoane cred că fac practic așa cum ar trebui și încercăm să extindem. În urmă cu 4-5 ani erau câteva zeci, acum sunt 1000. Da? Deci vom extinde prin diverse resurse și tot mai mulți angajatori înțeleg asta, programele de practică, chiar dacă, repet, nu câștigă ceva în diploma lui, în foaia matriculă. Au înțeles că foaia matriculă e importantă, dar nu atât de importantă cât acea experiență pe care o capătă atunci. Ați adus aminte de Academia Română, unde președintele Academiei Ioan Popa Aurel este și în comisia aceasta de care aminteați dumneavoastră. Dar eu mă întreb așa, ca un cetățean amărăstean, bai de capul lui, dacă politicienii ar respecta legea, adică 6% din produsul intern brut al acestei țări frumoase și plină de istorie, ar fi alocat sistemului de învățământ. Pentru că dacă profesorii, de la orice nivel, de la cel care este la clasele 1-6, cum se cheamă profesor învățător acum, da? Și până la nivel înalt, la universitate, are anumite restricții, adică nu poate să facă grevă toată lumea, trebuie să se prezinte la ore, să transmită cunoștințele. De ce politicienii n-ar respecta, că asta nu e o cutumă, e lege. Lege educației naționale. Și atunci s-au făcut fel de înțelegeri, pact pe învățământ. Nu s-a respectat niciodată. Asta nu înseamnă mai mult decât ignoranță din partea celor care au capacitatea de a face bine, pentru că și politica este, zic eu, după capul meu, că este posibilitatea, oportunitatea de a face bine la un moment dat unei nații. Da, discutăm despre politică. Nu. În sensul că... Adaptat la învățământ. Pentru că tot ce e politic e și social și tot ce e social e și politic, după Dimitrie Gusti, nu? Așa este. Nu, dar în alt sens, dumneavoastră porniți de la idealul, să spun, în care oamenii politici într-adevăr se gândesc la bunăstarea și poporului. Nu știu dacă se întâmplă lucrul ăsta în România. S-ar putea să fie mai degrabă interesați de bunăstarea lor proprie, nu neapărat de bunăstarea poporului. Dacă ar fi interesați de acest lucru, iarăși repet, ar apela la experți în momentul în care distribuie fonduri din buget. Pentru că am văzut multe orașe care au construit școli inutile și în alte orașe unde este nevoie de școli nu s-au construit acele școli. Sunt localități rurale unde punem tot felul de echipamente pe care elevii nu le folosesc, altele nu au toaletă în ea și din păcate în județul Suceava sunt cred că 100 astfel de școli cu aproximați. Deci trebuie să ne orientăm mult mai bine. Există chiar în resursele actuale
actuale folosite, da? Chiar dacă nu s-a ajuns la 6%, voi veni. Există chiar în aceste resurse un grad de ineficiență foarte mare. Eu, spre exemplu, aș vedea ca soluție pentru mediul rural dezvoltarea unor laboratoare mobile, astfel încât cu aceiași bani eu să pot transfera același laborator câte o zi pe săptămână, iată, în 7 școli sau în 14 școli dimineața, după amiaza, pentru că nu am bani să dezvolt 14 laboratoare, dar am unul și nu pot decât să-l pun într-o mașină. Ofer, dacă doriți, expertiza necesară să facem acest laborator. L-am făcut în Statele Unite, pot să-l fac și aici, da? Și atunci, iată cum aceiași bani, da, ai rezolvat 14 probleme în loc să rezolvi una care s-ar putea nici să nu fie necesar, cum spuneam, că multe investiții se fac acolo unde nu este nevoie și, din păcate, nu facem acolo unde este nevoie. Deci, eficiența fondurilor publice lasă foarte mult de dorit. Doi, noi ne speriem de faptul că profesorii au mai multe sau mai puține ore. Dar important este cât a învățat elevul în acele ore. Ce catedră completă are profesorul? Deci pe mine nu mă interesează că profesorul a predat 18 sau 14 ore dacă eficiența lui este una foarte scăzută la orele respective. Și atunci, o întrebare, cum predăm matematica? La fel ca înainte. Dar între timp a apărut revoluția IT, vedem că elevul nu mai e interesat de matematică. Ce schimbăm în sensul ăsta? S-ar putea ca o abordare multidisciplinară în care profesorul de fizică, profesorul de matematică, profesorul de informatică sunt împreună în clasă și oferă o perspectivă diferită să atragă mult mai mult elevii și acea oră, da? Nu 3 ore. S-ar putea ca acea oră să fie mult mai eficientă pentru elevi decât cele 3 ore predate separat de matematician, de fizician și informatician. Nu toate trebuie făcute așa, dar trebuie să ajung la această abordare multidisciplinară, pentru că spuneam, elevul nu mai e interesat de studiu, tu îi predai niște lucruri pe care el nu le mai poate asimila, nu e interesat. Ce faci atunci? Doi, ne-am orientat foarte mult către gândirea critică. Foarte bine, dar noi viitorul vedem că este al gândirii creative. Și atunci, la filologie, păi, e marea șansă să dezvolți creativitatea copilului. Nu te mai orienta către standardele educaționale. Analiză, vechi. Da. Analiză, bun, analiză critică. Ok, da, hai să fim serioși, că discutăm noi în ziua de azi despre ce am făcut noi în liceu la filologie, la limbă și literatură, să vedem ce faci. La fel, limba străină. Dom'le, am făcut atâta gramatică în liceu, și la final nu știam să vorbesc limba, da? Nu se poate după 8 ani de zile să nu știu să vorbesc o limbă, da? Nu mai spun că alții fac 12. Și iată că ne confruntăm cu această situație. Deci ineficiența este una redusă. Și nu atât, repet, din vina profesorului, cât a închistării acestea de sistem în care ne aflăm, în care profesorii se tem că dacă scade numărul de ore al elevilor, ei își pierd locul de muncă și atunci s-a blocat orice reformă. Și atunci zic, dom'le, scade numărul de ore a profesorilor? Foarte bine, dar poate pentru ora aia, profesorul trebuie să pregătească 7 ore, pentru că unul din lucruri pe care le-am constatat lucrând cu mediul privat pentru a îmbunătăți învățământul preuniversitar a fost, am vorbit prima dată cu elevi, băi, voi cum să fac să vă atrag mai mult? Băi, știi, noi vrem mai multă practică. Perfect. Dar ești la liceu teoretic. Păi, teoretic, da, fizica, chimia, nu știu, vreau să fac practic. Perfect. Hai să dezvoltăm laboratoarele. Am mers cu o companie, nu spunem numele aici la televizor, da? Și am dezvoltat 10 astfel de laboratoare. Sigur, domnul profesor Graur a fost coordonator acestui proiect. După un an ne-am dus acolo să vedem ce s-a întâmplat. 5 nu erau folosite. Da? Păi, stai puțin, păi a zis că nu avem laborator. Da, domnul profesor, dar știți, pentru a face o oră de laborator, îmi trebuie 6-7 ore, îmi trebuie și bani de consumabil, înainte mai aveam și un tehnician, pe mine tot atâta mă plătește pe oră și tot 18 ore. Deci, dacă ar fi să reducem numărul de ore, tu trebuie să-i spui profesorului, domnule, îți reduc numărul de ore, dacă reduce numărul de ore din curiculă, dar nu ești dat afară că noi avem nevoie de mai mulți profesori în educație, nu de mai puțin, da? Și atunci, important este ca acea oră să fie mult mai bine pregătită. Și iată că orele practice au nevoie de mult mai multă pregătire decât orele teoretice, unde doar scrii problema, o rezolvi și ai făcut-o asta timp de 20 de ani. Către mult mai multă practică trebuie orientat învățământul preuniversitar, iar vă spun ce am făcut la Universitatea din Suceava și n-a fost ușor, pentru că profesorii simt că pierd niște bani în tranziția asta, dar s-au redus numărul de ore de curs și s-au crescut numărul de ore de laborator la maximul permis de lege.
Duceți-vă în altă universitate, vezi că e invers. Pentru că financiar, pentru profesori, e mai avantajos să țină ora de curs. E plătită dublu și mai departe. Dar am discutat cu oameni. Oameni, dar nu vedeți că nu vin elevii la curs, studenții la curs? Adică, care e meseria noastră aici? Adică să lucrăm cu 10% care vin la curs sau cu cei 90% care vin la laborator și după aceea ceilalți 10% care vin în recuperări? Dacă tot îi obligăm, între ghilimele, să vină la laborator, dacă tot le place mai mult partea practică, da? Haideți să ne orientăm mai mult pentru că aceasta va fi folosit. Și revenind acum, nevoia de 6%, poate este și vina noastră a profesorilor că nu am ieșit public să discutăm, să explicăm mai mult aceste lucruri. Deci aici nu mai este numai vina politicienilor. Spuneam că, domnule, poate sunt orientați mai mult către propria bunăstare decât bunăstarea populației în general. Nu, sunt mulți politicieni de bună credință și care doresc să facă lucrurile, dar noi trebuie să le explicăm, chiar cu cu deranjul pe care l-am putea crea într-o primă instanță. Atunci trebuie să facem să înțeleagă că nu-i de ajuns să crești salariul unui profesor, ci că el are nevoie de o bază materială, că trebuie să investim în această bază materială. Doi, că nu putem merge în ziua de astăzi spunând că reducem numărul de ore și dăm profesori afară. Nu! Putem reduce numărul de ore că să pregătim mai bune. Suntem țara, cred, cu cel mai mare număr de ore la care participă elevul pe parcursul întregii educații, da? Și cu toate astea vedem că eficiența este una din a doua jumătate a clasamentului, când ne uităm la rezultate. Și atunci e clar că noi nu suntem eficienți în această educație. Și pe plan global este o problemă, gândiți-vă că avem domeniul divertismentului și domeniul educației. Hai să vedem cum au folosit telefoanele mobile cei din divertisment și cum le-au folosit cei din educație. Și vedem foarte clar că suntem în urmă. Atunci, domnule, orientați profesorii, nu predă, dar haide să dezvoltăm aplicații care să atragă elevul către educație folosind telefonul mobil. Hai să folosim telefonul mobil la ore, nu să-l folosească ei în alte ori. Sau să nu le dăm voie să vină cu el la școală. Asta cu interdicțiile am văzut, da, unde au dus tot timpul. Deci, vedeți, avem divertismentul care a știut cum să ia și mai mult din timpul elevului, mai mult și plătesc pentru asta. Noi oferim educația și gratis și am pierdut și timp din timpul dedicat. Domnul profesor, ce faceți dumneavoastră în domeniul inovației, inovării? Vă ocupați de treburile astea? Da, în acest sens mă bucur să anunț că Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava se află pe primul loc în România, deși este o universitate medie ca număr de angajați, nu? Se află pe primul loc în România în ce privește numărul de cereri de brevete și numărul de brevete depuse și, deși nu se mai află printre noi, chiar aș menționa domnul profesor Dorel Cernomazu, care vine din Roman, provine din Roman și care a dezvoltat în cadrul Facultății de Inginerie Știința Calculatoare o școală de inventică, care iată produce rezultate și astăzi. De asemenea, în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară, domnul profesor Gut, domnul profesor Adrian Graur sau domnul profesor Diaconescu, regretat profesor Diaconescu de la Facultatea de Inginerie Mecanică. Deci iată că ei au reușit să mențină de-a lungul timpului această flacără a inventicii vie. Dar și dumneavoastră aveți. Sigur, da. Dar construim pe ceea ce am avut în trecut și cred că trebuie să menționăm aceste lucruri. Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru că ați răspuns invitației pozitiv. Vă mai așteptăm și de altă dată. Vă urăm mulți studenți și o dezvoltare impetuoasă a Universității Ștefan cel Mare din zona Bucovinei. Mulțumim, îi așteptăm pe absolvenții de liceu, așteptăm părinții să ne viziteze, să vadă ce avem acolo atât la nivel de infrastructură cât și de resurse umane și sper că am putut să ofer o imagine cât mai aproape de realitate a ceea ce încercăm cu drag, cu mult drag să facem acolo. Absolvenți de liceu la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, mergeți, dați examen și veți fi încântați de ce cunoștințe veți căpăta acolo și o să vă folosească pentru întreg parcursul vieții dumneavoastră. Oriunde ai fi și oricine ai fi telespectatorule, nu uitați să înveți pe lunea viitoare la ora 19.